voi face un scurt unboxing la suflanta de aer cald Parkside de 2000 de W. Nu vă ascund că a mai fost desfăcută, nu este prima deschidere, însă setul este absolut același ca în momentul achiziției. Este o suflantă de 2000 de W cu 4 diuze în setul de livrare, perioada de garanție de 3 ani și două trepte de putere, una de 350 de grade și una de 550 de grade, pe care le vom testa imediat. Deci cu una avem suflanta și cele 4 diuze. În setul de livrare avem manualul de instrucțiuni, 4 diuze, o diuză plată, o diuză pentru vopsea, o diuză redusă și o diuză pentru grătar, suflanta cu mânere ergonomic, 4 metri de cablu cu secțiunea conductorului de 1 mm. Fantele pentru admisia aerului sunt în lateral, ceea ce permit utilizarea suflantei în modul staționar. Avem butonul de comandă cu cele două trepte, însă din păcate acest model de suflantă nu are și o treaptă de răcire, adică o treaptă în care elementul de încălzire să nu fie pornit în timp ce ventilatorul funcționează. Este o funcție foarte utilă pentru răcirea diuzelor pentru a fi schimbate sau pentru răcirea rapidă a suflandei pentru a o pune în cutie și a o transporta. În continuare vom testa temperatura pe care o atinge suflanta folosind un multimetru și o sondă de temperatură. Treapta 1. Viteza de creștere a temperaturii este destul de mică. Din acest motiv am crescut viteza de redare pe această porțiune de 5 ori față de viteza normală. Chiar dacă durează ceva mai mult, suflanta atinge temperatura indicată de producător pentru treapta 1, cea de 350 de grade. Acum o să măsor temperatura furnizată în treapta 2, unde conform producătorului ar trebui să avem 550 de grade. Țin să precizez totuși că multimetrul pe care îl folosesc nu are un aviz metrologic, așa că e posibil ca temperatura indicată să fie ușor eronată. Deoarece sonda de temperatură este foarte, foarte aproape de elementul de încălzire, temperatura măsurată în treapta 2 chiar depășește valoarea precizată de producător de 550 de grade. O aplicație importantă pentru o suflantă cu aer cald este termocontractarea foliei pentru ambalaj. O să fac o simulare să vedem cum ar funcționa. Acum o să topesc fluturile de pe placă de circuit.
Deja se vede că s-a topit fluidul, așa că și acest test este finalizat. Acum o să montez un izolator electric termocontractant, să vedeți cum se poate utiliza în acest scop. Deslipirea etichetelor se face foarte ușor cu aer cald. O să testez și curățarea vopselei cu aer cald, însă din păcate nu am la îndemână decât o bucată de lemn vopsită cu vopsea pe bază de apă, nu pe bază de solvenți. Și mă aștept să nu se curețe chiar cum ar trebui. Această metodă funcționează mult mai bine în cazul vopselurilor pe bază de solvenți, nu pe bază de apă. Asta este partea care am încălzit-o. Să încercăm și unde nu am încălzit. În concluzie, din punctul meu de vedere, este un produs mai mult decât corect pentru suma plătită la achiziționarea lui.